4 mașini la 10 locuitori. Acesta este raportul în Reghin până la ora actuală în ceea ce privește numărul autoturismelor înmatriculate în oraș. În total, pe șoselele reghinene circulă aproximativ 12.300 de vehicule de toate tipurile. În ultimii ani a crescut numărul de vehicule înregistrate pe raza municipiului Reghin, în mod special la persoane fizice, bine, și la persoane juridice. Pot să vă spun, la persoane fizice, la această dată, avem înregistrate un număr de 9.737 de vehicule, iar la persoane juridice, 2.536. Bine, sunt pe categorii autoturisme, autovehicule, autoutilitarele, tractoare, motociclete, camioane, remorci, deci pe categorii. Dacă este să ne uităm la persoanele fizice deținătoare de autoturisme, putem face un calcul simplu. La aproximativ 9.800 de mașini, există circa 7.500 de proprietari. Asta înseamnă că numai puțin de 2.300 de reghineni au în posesie chiar și câte două mașini. În ceea ce privește persoanele juridice, aici cifra este puțin mai mare. Peste 1.700 de societăți comerciale dețin câte două sau chiar mai multe autoturisme. Surprinzător sau nu, există și un reghinean care are înmatriculat un vapor. Cât despre bărcile cu motor, oficial, acestea sunt în număr de două. Din datele statistice reiese și faptul că reghinenii sunt buni agricultori sau poate doar pasionați de acest domeniu. Astfel că numai puțin de 46 de tractoare sunt înmatriculate în oraș. Comparativ cu anii trecuți, numărul mașinilor din Reghin a crescut vizibil, iar acest lucru se observă cel mai bine dacă ne uităm în parcări sau pe străduțele lăturalnice care sunt de-a dreptul tixite de mașini de toate tipurile. Și aici, fără să ne referim, cel puțin deocamdată, la autoturismele abandonate pe trotuare sau chiar în parcările amenajate.